se asta întâmplare. De silă, de milă, împăratul fu nevoit a mai aștepta încă un an ca să facă și voia fiului său mijlociu, care cerea cu stăruință de la tatăl său ca să-l lase și pe dânsul să păzească pomul. Se mai scurs un an, iar vara își intră în drepturile ei firești. Pomul nostru cel mai aspru rodi din nou. Veni și rândul fiului cel mijlociu să păzească mărul. Dar pății ca și fratele său cel mare. Și uite așa, nu-și putu duce la bun sfârșit legământul nici fiul cel mijlociu al împăratului. Tatăl deznădăjduit dă după poruncă a doua zi să se taie pomul din rădăcini. Tată, zise Prâslea, fiul cel mic al împăratului, pomul acesta l-ai crescut și îngrijit atâția ani și nu te-ai bucurat de roadele lui cele de aur. Mai lasă-l, rogu-te, și anul acesta să-mi încerc și eu norocul. Am presimțire că eu voi izbuti. Puși de aici, câtă răbdare să mai am. Tocmai tu vei reuși ce n-au fost în stare alții să facă. În cele din urmă, împăratul se lăsă înduplecat de rugămințile lui Prâslea și mai lăsă pomul încă un an, nevrând să-i vitregească pe acesta de încercare. Prâslea se ducea adesea în grădină și tot plănuia privind la mărul care se pârguia. Pentru ca somnul să nu-l fure, Prâslea își puse o găleată plină cu apă pe o cracă deasupra capului și legă o sfoară de toartă și de mâna sa. Atunci când ar adormi, s-ar mișca sfoara și apa s-ar vărsa peste el trezindu-l. Așa s-a și întâmplat. Atunci Prâslea lua arcul și trase câteva săgeți spre umbra și se furișa în pom, până ce auzi un țipăt de durere. A doua zi, Prâslea cel voinic îi aduse tatălui său merele de aur pe care și le dorea și pe care nu reușise nimeni până atunci să le vadă coapte. Mare fu bucuria împăratului când nici nu mai spera la așa ceva. Prâslea vroia acum să prindă și hoțul rănit de săgețile sale, luându-i urma după dârele de sânge pe care le lăsase. Le arătă fraților că dârele duceau spre mează noapte, unde s-ar afla tărâmul hoțului. Din cauza că Prâslea fusese mai estez decât ei, reușind să ducă la bun sfârșit făgăduința față de împărat, frații săi prinseseră pismă pe el și hotărâre să-l piardă când se va ivi prilejul și să scape astfel de rușinea și umilința ce le-a precinuit-o. A doua zi, dis de dimineață, cei trei frați luară cu ei ceva merinde și plecară la drum, călăuzindu-se după dârele de sânge lăsate de hoțul fugar.
Doi țărani care adunau fânul cosit în căpițe, văzându-i pe cei trei fii ai împăratului, tare se minunară, întrebându-se unde ar fi plecat așa de dimineață. Străbătând dealuri și văi, câmpuri întinse și păduri nesfârșite, din zorii zilei și până la lăsatul nopții, cei trei feciori de împărat urmară neavătuți drumul arătat de picăturile de sânge, hotărât să prindă hoțul merilor de aur. Se afundară într-o pădure deasă care părea că nu se mai termină. Până la urmă, dădură de capătul pădurii și mai merseră până ce ajunseră la o prăpastie unde se și pierdeau dârele de sânge. Atunci percepură că în prăpastia aceea trebuie că locuia hoțul merelor de aur. Cei trei frați se sfătuiră ca pe rând să pătrundă în prăpastie cu ajutorul unei frânghii ce o legaseră de un copac. Mai întâi coborâ fratele cel mare și le spuse că dacă funia se va mișca, să-l tragă numai decât afară. Un hău mare se deschise sub el și o sumedenie de păsări îl luară zboruri speriate. Înfricoșat, fratele mare dădu drumul torței și mișcă frânghia pentru a fi scos afară. Ca să nu se facă de rușine, îi minți pe frații săi, spunându-le că a scăpat torța din greșeală. Trezându-se mai viteaz, fratele mijlociu vrut să coboare el de grabă. Dar întunericul învălui